La o ședință a Cenacului Silvania specială, este dedicată în memoria lui Daniel Oblea, pentru că chiar astăzi se împlinesc 2 ani de la moartea lui. Înainte de a intra în ședința propriu-zisă, vă invit să vedeți un scurt filmuleț, un scurt film. Vă reamintesc că Daniel Oblea s-a născut la 4 noiembrie 1964 în Buciumi, a decedat, cum ziceam, în urmă cu 2 ani la Zalău, a fost referent la Centrul de Cultură și Artă Județului Sălaj, secretar de redacție la revista Caiete Silvane și redactor al editurii Caiete Silvane din Zalău, precum și al Cenacului Literar Silvane. A publicat volumele Invazia Formelor, Securea de Diamant, Gâlceava Himerelor, Poemus și o ediție revizuită a Gâlcevii Himerelor în 2015. A tradus din limba franceză, în special din René Guénon, în principal la editura Herald din București. După moartea lui, la editura Caiete Silvane, a Centrului de Cultură și Artă Județului Sălaj, i-au apărut cărțile Poeme de Bucurie în colecția Poesis și Zigzaguri în colecția Scriitori Sălăjeni și urmează să mai apară și altele din manuscrisele inedite lăsate în posesia noastră de către familie. Oblea, în anii studenției clujene, mai exact l-am cunoscut în 1986. Eram la Cluj, stăteam în căminul studențesc Avram Iancu, și acolo, la capătul holului, era ceea ce se numea oficiu. Unde noi, studenții, mai făceam câte o cafea, mai prăjeam niște creveți vietnamezi. Și într-o seară, pe la orele 10, a apărut Daniel Oblea împreună cu Cristian Contra. Și eu stăteam acolo în oficiu și citeam. Dacă stau bine și mă amintesc, aș putea să spun și ce roman citeam atunci. Citeam Magician, de John Fox. Și Daniel știa despre autor, a început să-mi povestească despre Fox, despre alte romane ale lui. A intervenit și Cristian Contraș în discuție. Am aflat că amândoi erau studenți la medicină veterinară.
Și ne-am întâlnit de mai multe ori în acei ani. Ulterior și-a făcut apariția și eu în Viorel Bădică, mai ales pe la Arizona își făcea apariția Bădică. Și sigur, erau aproape tot timpul lângă el și Daniel Hoblea, care l-a apreciat pe Bădică și a publicat o carte de eseuri. Era o minte pătrunzătoare, Daniel Hoblea, era un autodidact. Avea cunoștințe generale și din filozofie, și din religie, și din literatură. Dar era un pasionat, adică punea pasiune în tot ceea ce susținea în ideile sale filozofice sau religioase. Și eu l-am comparat deseori cu personajul Ladima lui Camil Petrescu, cu intelectualii aceia despre care Joyce spuneau că s-au născut în paguba lor. Așa era definiția pe care o dă James Joyce, intelectualul. Intelectual este un om care s-a născut pentru paguba lui. Sună frumos, dar cam trist. Nu? Daniel Hoblea vedea ideile așa cum le vedea personajele lui Camil Petrescu. Numai că ideile acestea pentru el erau chimere. De aici și Gâlceava Chimerelor, acest strălucit eseu. Conform unei rețele de socializare, Daniel Hoblea trăiește în Zalău. Îi sunteți martori, toți cei care îi sunteți și acum prieteni. Sunteți aici, pe listă, cu toții. Daniel Hoblea primește de ziua lui de naștere felicitări la prieteni. Primește felicitări în eternitate de anul nou. Așadar, Daniel este în continuare prietenul nostru. L-am cunoscut atunci când am venit aici la Zalău, odată cu prima vizită la Cenacul Silvania, condus atunci de regretatul domn profesor Ioan Suciu. Iuliu Suciu, da. Ultima dată când am comunicat prin intermediul acestei rețele de socializare a fost în 2018, după ce am revenit de la zilele revistei Poesis, unde, ocazie cu care am făcut schimb de fotografii, căci aveam grijă la evenimente să ne pozăm unul pe celălalt și să ni le trimitem. Așadar, ne-au unit poezia, ne-au unit revistele și cred că vă amintiți cu toții felul furtunos în care își citea el poemele, gesticulând amplu și articulând cu putere poezia în care credea foarte mult. Mulțumim, Daniel Hoblea!